Noua serie televizată AD The Bible Continues reprezintă continuarea miniseriilor The Bible, prezentând evenimente ce urmează după moartea și învierea lui Isus. Are you or are you not the Messiah? I am. And soon you will see the Son of Man sitting at the right hand of God. How dare you speak his name? The charge is blasphemy. He deserves to die. Este ceva ce poate fi relatat, nu-i așa? Roma Downey și Mark Burnett sunt producătorii. Aceștia aduc la viață paginile Bibliei pentru spectatori. Seria AD, The Bible Continues, prezintă povestea din Faptele Apostolilor ce îi tratează pe oameni din punct de vedere emoțional. O astfel de poveste trebuie prezentată foarte bine. Aceasta este slujba noastră. Presupun că suntem experți în ce privește televiziunea. Aceasta ar fi o afirmație modestă, din moment ce Burnett este motorul din spatele unor emisiuni de succes, cum ar fi Survivor, The Apprentice, The Voice, Shark Tank și miniseriile The Bible. Când am filmat seriile The Bible în Maroc, ne-am fi dorit să avem mai mult de 10 ore. Ne-am fi dorit să avem sute de ore la dispoziție, deoarece povestea este atât de profundă și de bogată. Când eram acolo, am decis că ne vom concentra mai mult pe Cartea Faptele Apostolilor. Take a deeper dive into the book of Acts. Have you ever stared into a man's face as you thrust up? Această serie de 12 ore prezintă evenimentele primelor 12 capitole din Faptele Apostolilor, primele decenii după învierea lui Isus. Este o producție epică pe care Mark Burnett o descrie ca urzeala tronurilor se întâlnește cu Biblia. O perioadă foarte tumultoasă. Acești apostoli și grupul de ucenici ar fi putut fi uciși în orice moment. Era o luptă pentru putere între romani, autoritățile templului, fanatici. În mijlocul acestei lupte exista un grup de urmași ai lui Isus care propovăduiau Evanghelia. Aceștia puteau fi omorâți oricând. A-L urma pe Isus nu era ceva obișnuit pe atunci. Vedem acum evenimente despre care vorbește Biblia și cărțile de istorie apar în titlurile de pe primele pagini ale ziarelor. Mare parte din poveste vorbește despre persecuția primilor ucenici. Cred că le este ușor oamenilor să spună că asta s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Dar se întâmplă și în zilele noastre. Trebuie să acționăm și să avem grijă unii de alții. Pe lângă dorința de a prezenta realitatea persecuției primilor ucenici, acești doi soți producători la Hollywood ajută la salvarea, restaurarea și la eventuala întoarcere a miilor de creștini din Orientul Mijlociu, care au plecat de acasă din cauza persecuției din partea grupării SIL. Cuplul a pornit campania Cradle Fund pentru a combate criza cu care se confruntă creștinii persecutați. Cu ajutorul acestei campanii, 72.000 de creștini din Orientul Mijlociu au reușit să depășească perioada iernii. 500.000 de creștini au fugit din cauza persecuției. Vă puteți imagina cum este să fugi de acasă ca să nu fii omorât și apoi să fii nevoit să faci față unei ierni precum cea din Siria și Irak? Datorită succesului emisiunilor noastre, suntem în centrul atenției din când în când, dar noi suntem numai catalizatorul. Dumnezeu este autorul. Ne-am gândit că aceasta este o oportunitate să ne facem auziți când vine vorba de persecutarea creștinilor. Această inițiativă va continua. Yes. And Jerusalem will rise up and there will be war. Exactly. Aceste serii epice televizate vor avea cel puțin 12 episoade. La televizor apar nenumărate serii importante, printre care și seriile The Bible și acum AD The Bible Continues. Sperăm că va continua pentru mai mulți ani. Nu ne-am gândit să ne rezumăm la un singur an. Ne așteptăm să primim aprecieri și să ne apucăm și de al doilea sezon. Jesus Christ!